Hai, dragilor, că n-am reușit să fac nimic din ce mi-am propus. Până la urmă, ce am făcut? Am distrus toate blocurile, am pus acolo un bloc de lemn care, într-adevăr, s-a transformat în crusted taint sau cum Dumnezeu lui se cheamă. Mă gândesc, deci nu merge să-i omor cu belethornul ăsta, din păcate. Nasul. Am zis, hai să pun apă peste ei și punând apa asta am observat că acel spawner s-a sufocat și s-a distrus. Deci dacă stă foarte mult timp sub apă, se distruge. Și nu știu, să vedem dacă o să se creeze acolo spawner. Nu știu. Fiind foarte, foarte sus, în momentul în care se spawnau, swarm-urile erau puțin, treceau prin blocul ăsta și după aia apa îi împingea în sus, adică pluteau, da? Și practic niciunul nu rămânea înăuntru, absolut niciunul nu rămânea înăuntru și atunci am zis, ok, hai să încercăm să vedem dacă reușim să creăm un spawner din ăsta acolo și să vedem ce se întâmplă cu ei dacă se spawnează așa sub apă. Poate avem norocul să se sufoce. Nu știu, o să vedem. Mă rog, până un alta, hai să mergem aici sus și să vedem cum s-a chinuit în Sky ca un tâmpit să facă el treaba asta și după aia poate ajungem și în cele din urmă la... la acoperiș. Am uitat să vă spun că am pus smelterul de Tinkers. L-am pus acolo un pod și să vedem dacă o să rămână acolo sau dacă o să-l mutăm până la urmă. Da, deci ia uite cum arată aici toată zona asta plină de pure TG-uri. Vai de capul meu, câtă muncă a fost, dar măcar acum nu se mai spune să cu ei mei. Monstrules din... De ce am pus eu ăsta aici? Știu de ce am pus ăsta aici. Știu de ce l-am pus, pentru că era un bloc de lava aici și aveam nevoie să-l iau de acolo și nu mai aveam găleată. Așa este. Bun. Acum se spunează aici, domne, văcuțe, etăcă, stăm și noi liniștiți, nu mai stau super. De unde ai apărut, my friend? Nu, dar serios, de unde ai apărut, că nu ai cum să ajungi aici. O fi venit de jos. De unde a apărut el? S-o fi spunat și s-o fi dus fix pe ultima bucățică de ea. Hai să luăm așa ușor pe margini, deși nu cred că mai sunt. Pe aici nu are de ce să mai fie. Totul ar trebui să fie perfect. O zi. Terminat și echilibrat și ce vreți voi de la viața aură. De lag acolo. Da! În pana mea! Opa! Tu aici? De la tine o fi problema oare? Sunt unele locușoare de genul ăsta în care e fix așa o zonă... Că nu ajunge nici aia, nici asta. Dar sincer n-aș vrea să mai stau să mai pun una în aer. Mă, fraților, rămâne și o dilemă existențială. Nu știu dacă... De fapt, nu prea știu cum să fac cu acoperișul ăsta. Aș vrea foarte tare să nu continui linia pe care am început-o cu ăsta, să o întrerup cu panta celălalt acoperiș. Mă gândesc... Să fac o formă mai țuguiat așa de acoperiș, să nu lăsăm foarte simplu cum e la asta. Dar uite că nu-mi dau seama pe aici cumva cum ar trebui să arate asta. Știi ce? Hai să ducem noi asta așa. Hai să ducem forma asta acoperișului așa. Și să vedem după aia pe parcurs ce reușim noi să facem. Deci tu, în mod normal, my friend, ar trebui să te întrerupi ceva genul ăsta, da? Corect. Și ceea ce înseamnă undeva așa. Dacă e cea mai bună idee, da? Aici aș vrea să fac cumva o zonă de... Nu. Ok, hai să scoatem asta, linia asta. Să umplem restul acoperișului și mai vedem după aia exact cum. Poate ne, după ce îl umplem, ne vine vreo idee. Bun, dragilor, uite ce propun eu.
Uă, ce tare efectul! Cu picăturile de plăn, nu știu dacă o să se vadă pe YouTube, dar e foarte șmecher că pici, pici în aceeași, cu aceeași viteză ca și picăturile și parcă asta pe loc chiar mai rapid decât picăturile pici. Tare. Deci propun un felul următor, propun să facem acolo un fel de, nu știu, ieșire din acoperiș pentru scară, special pentru scară. Iar aici să facem tot așa o ieșire către o tindă cumva. Ia, stai să vă arăt. Deci aici să continuăm un pic acoperișul, să vină, uite, ceva de genul ăsta. Nu, mă gândesc să nu fie extraordinar de înaltă toată treaba. Adică nu aș avea nevoie de ceva extraordinar de înalt. Ei, bine că ai picat pe jos. Uite. Tu ești parte din zid. Ceva de genul ăsta. Cred că putem să ne ducem chiar și așa un pic. Ok, ok, ok. Bun, și aici cum să facem noi? Deci în mod normal aici aș veni cu, stai două secunde să mai fac câteva. Nu pot să cred că nu mai am cobblestone. Băi, 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 băi. Zi-mi, te rog frumos, așa, perfect. Perfect, perfect, perfect. De mâncare trebuie să-mi fac până una altă, dar mă rog, asta poate să aștepte. În mod normal, ceva genul ăsta aș face? Ia să vedem cum arată. Deci m-aș duce până în partea... Ei, haide, haide. A, nu pot să-l pun din cauza... Afa, bine, las că asta o să... Montăm noi pe parcurs. Așa. Bun. Aproximativ, zic bine, cred că... Așa, perfect. Așa, și după aia... Deja l-am consumat, ești nebun. Opa, s-a înghețat un pic, nu știu, mă îngheață câteodată, nu știu ce Dumnezeu nu are. Așa, și aici acoperișul putem, ne putem permite să-l punem... Direct, așa, fără niciun fel de... De brizuri adiționale. Cred că merge, nu? Pac. 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 Ha? Zim, te rog că te întâlnești undeva la mijloc. Așa. Cred că e ok, măi. Cred că e super ok. Ok, și acum o să venim cu astea. Puh! Nu știu aici cum o să îmbinăm cele două acoperișuri. Bine, tu în mod normal... Ia, stai așa, stai așa. Deci acoperișul ăsta în mod normal ar veni până la nivelul ăsta. După aia ăsta ar veni până la nivelul ăsta. Deci înseamnă că aici... Nu, ăsta trebuie să fie de lemn. La genul ăsta. Bun, și... Puh, stai că ziceam că... Șuș, șuș! Zicem că aici aș vrea să fac un fel de tindă. Podeaua este undeva la nivelul ăsta, da? Bun, asta înseamnă că pot să mă mai duc cu un nivel mai sus din ăsta. Dacă nu mai am... Repede, repede. Stai așa, stai așa. Stai că o rezolvăm imediat. Crafting station. E bine. Deci poate să vină până la nivelul ăsta, am zis, da? Ok, și asta să vină un fel de tindă. Și aici o să mai vină unul ăsta, oare? Nu, stai mă, ce fac, măi?
Nu, că se lipește cu ăsta cumva. Dude. Așa, 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 perfect. Perfect, perfect, perfect. Hai că facem niște combinații aici, extraordinare. Trebuie să ne iasă nou ceva frumos până la urmă, nu se poate. Bun, și să... Să lăsăm așa. Hai să vedem, hai să vedem ce se întâmplă dacă spargem și asta. Ok. Și cred că am putea chiar... Mă gândesc, lăsați-mă că mă gândesc. Tu aici, dacă te duci în sus, intri în ăla, ceea ce nu-mi doresc. Eu aici altă asta pot să pun. Nu știu ce se întâmplă. Fică toată casa dacă se sparge. Na, uite că ăsta e foarte frumos acolo. Îmi place foarte tare partea asta. Ok, fiți atenți cum facem. O să fie super dubioasă treaba, dar o să facem așa. O să băgăm aici un stâlp cum ar veni din... stai așa, nu. O să băgăm un stâlp din piatră. Până acolo să zicem, hai să vedem ce, cum arată așa dacă îl punem de aici direct. Ia să vedem ce se întâmplă dacă spargem ăsta și mai punem încă unul. Chiar cred că pot să-l pun pe ăsta, ia. Ei. Ok, not bad. Bun, și aici. Nu știu dacă băgăm toată șmecheria. Așa. Bun, și acum putem noi să venim aici și să punem, să pun blocuri întregi. Hai să vedem cum ar arăta dacă le punem așa. Deci asta ar veni o tindă strict pentru, nu știu, decorativă, să punem niște flori în ceva. De la soare ăsta. Ia stai așa să mai... pe unii intru frățică. Așa. Bum, șacalaca. Nu cred că ne ajunge, da. Și așa, după aia rămânem un plus cu ele și nu vreau. Na, uite, vezi, nu prea îmi place aici, că aș vrea să am o vedere înspre câmpie, în partea cealaltă. Nu aș vrea să-mi obstrucționeze chiar atât de rău. Ce aș putea eu să pun aici? Sau cum aș putea să creez aici un spațiu? Na, dacă pun așa, cum arată? Arată urât, arată incredibil de urât. Așa. Stai că am... Ok, n-am realizat că se conectează acolo. Dar bine că tu nu mai vrei să te conectezi. Hai cu tata, știu că vrei. Frumos. Păi îmi place așa. Ok, și mai avem aici nevoie de două aici treburi. Cam urâtă partea asta. Urâtă rău de tot partea asta. Aș avea nevoie, n-aș vrea să intru chiar așa de urât pe ușa asta. Trebuie să ne mai gândim aici cum să facem. A, da, stai să iau blocul ăsta de aici, corect. Așa, ziceam că terminăm de făcut. Perfect. Așa că m-am mai pus urc acolo. Trebuie să urc pe aici ca să ajung pe terasă, trebuie să urc pe aici. După aia o să vin așa. Bun. Cred că ne mai uităm un pic de sus și după aia vedem ce mai facem în continuare. Stai așa să vedem cum ar arăta cu spațiul ăsta liber aici.